Bună dimineața, Ion! Să știi că eu am rămas de-a dreptul impresionată când am văzut 3 manuale aici pe masă, dar sunt de fapt mult mai multe și țin anume de subiectul pe care o să-l abordăm în continuare. Alături de mine este doamna Loreta Handrabura, cercetătoare și doctoră în filologie. Bună dimineața, bine ați revenit! Bună dimineața și bine v-am regăsit! Data trecută am început să discutăm despre feminizarea profesiilor și am înțeles că nu este doar o normă, dar este și o regulă pe care ar trebui să o respectăm. Astăzi ați venit și cu niște cărți care explică aceste lucruri, de fapt. Deci nu vorbim din aer despre un subiect. Categoric, așa este, Daniela. Poți să arăți... Chiar asta și doream la să fac. Este, de fapt, prima carte dintr-o serie de studii de gen pe care eu, la începutul anilor 2000, grație mentorei mele în studiile de gen, Mihaela Miroiu, o filosofă, o politologă, profesoară universitară foarte cunoscută de la Școala de Înalte Studii Politice din București. Ea m-a inițiat, respectiv așa am început și eu să descoper, cercetând unele realități, inclusiv lingvistice, despre noi, femeile, care eram celălalt în raport cu standardul suprem, care era bărbatul. Ulterior, sigur, cercetările sunt multiple. Toți opozanții și opozantele de Republica Moldova, cu care eu polemizez în termeni, sigur că cu argumente, de fapt mă determină să mă aprofundez și mai mult și vreau să spun și telespectatoarelor noastre, interesați de asemenea de faptul cum vorbim și cât de corect este să utilizăm și formele de feminin atunci când ne prezentăm fie în fișele de post, fie în viața noastră de zi cu zi, vreau să le spun că sursele lexicografice ale limbii române, care sunt editate majoritatea sub girul Academiei Românii, să știți că ne dau aceste forme de feminin. Însă, problema unde se ascunde, așa cum spun multe cercetătoare și cercetători din diferite țări, mai cu seamă din area, mă rog, limbilor romanice mai apropiate de noi. Nu limba română este sexistă, nu limba italiană, franceză este sexistă. Gramaticienii au insistat pe prevalența masculinului ca normă standard. Și asta a venit în virtutea istoriei, fiindcă, cum ziceam și cu altă ocazie și voi repeta, fiindcă s-ar putea să avem astăzi un alt auditoriu decât cel precedent, noi am venit mult mai târziu la studii. Ni s-a permis să accedem la studii mult mai târziu. Foarte târziu ni s-a permis să venim în câmpul muncii pe anumite profesii și uitați-vă, noi în timp am ajuns să facem și școala de diplomație sau și Academiei de Poliție sau Academiei Militară. Asta s-a întâmplat, Academiei Militară, avem 10 ani de când fetele merg la infanterie și la artilerie. Era interzis, tu nici nu aveai acest drept, așa cum nu am avut drepturi politice, sociale și economice. Ei, norma și standardul masculin considerat nobil, valoros și oficial, trebuie tratat astăzi că este nu pe o poziție de prestigiu, că și forma de feminin, ca și alte identități, nu doar cea masculină, la fel poate să fie oficială, valoroasă și nobilă. Deci să nu dăm noblețea și prevalența, menținând prin asta ce odată în plus, Daniela, ierarhia. Dar ierarhia aceasta dintre cei doi actori sociali vine de fapt să alimenteze sexismul, ideologia faptului că unul e superior celuilalt. Da, am putea vorbi, doamna Handrabura, despre un punct de egalitate între procesul de emancipare a femeilor și feminizarea profesiilor? Categoric. Noi prin limbaj ne comunicăm. Noi prin limbaj modelăm realitatea. Noi prin limbaj transmitem mesaje și narațiuni despre poziția, valoarea și contribuția fiecăruia. Și atâta timp cât eu voi vorbi de moderatorul de la Bună Dimineața, Crudu, așa ar fi corect, nu întotdeauna Diana Crudu, da? Așa. Sau atâta timp cât eu voi vorbi de președintele Parlamentului Uniunii Europene, percepția mea ca ascultător
ca purtător de limbă, indiferent în ce limbă vorbim, va fi că este această poziție ocupată de un bărbat. Un bărbat. Și această, acest blam, această rezistență foarte mare pe care o văd din partea unor lingviste și lingviști de la institutul nostru de filologie, știi ce începe să-mi amintească? De perioadele de purism în limbă, uh-huh, am învățat noi. Mai mult ca atât, eu înțeleg rezerva, fiindcă încă Academia Română de la București de asemenea ezită să spună franc, așa cum am făcut-o noi în clasificatorul ocupațiilor, preluând din dicționare, atenție, stimat auditoriu și telespectatoare și telespectatori, noi în clasificatorul ocupațiilor am introdus toate formele de profesii, ocupații, meserii și titluri la masculin și la feminin pe care le-am găsit în dicționarele scrise de lingviști și lingviste. Deci este ceva verificat? Este absolut, absolut. Cele care deocamdată nu au formă de feminin, uh-huh, dar și de masculin, le-am lăsat doar cu o singură formă. Paradoxul, cum spuneam și cu altă ocazie, la feminin au rămas doar vreo trei profesii: manicuristă, manicuristă, pedicurist. Dar pedicurist poți să fii, dar manicurist nu poți să fii. Vedeți? Este ciudățel așa. Un pic de ciudățenie. Au rămas în totalitate la masculin profesiile din domeniul de securitate, din armată. Deci acolo a rămas deocamdată soldat, sergent, ofițer, deși femeile pe aceste poziții, dacă o să ascultați în spațiu public și în mesajele și în discursurile lor, ele insistă să li se spună soldată, ofițer, chiar dacă, iarăși, noi invocăm că ni se pare că sună impropriu. E vorba de obișnuință și memorie fonică, așa se cheamă în lingvistică. Noi dacă din start, cum ziceam eu, vom vorbi nu doar de dereticătoare, dar și ambasadoare, sunt substantive care se formează cu același sufix. Și în această carte pe care e un studiu științific pe care am elaborat-o împreună cu cercetătoarele, cu doctora în știință și conferențiara universitară Alexandra Gerasim. Ea face aici o explicație și o argumentare absolut științifică cum de la toate sufixele pe care le cunoaștem noi, prin sufixare noi formăm de la masculin femininul. Și limba română permite acest lucru. Fiindcă am să încep să vă spun acuși niște meserii care în dicționare nu există, sunt în jur de vreo 300 și ceva, ele în piața locurilor de muncă există. Comitetele sectoriale au insistat să fie introduse în clasificator, fiindcă noi avem persoane care se numesc lipitori, tivitori, crohănitori. Nu vi le pot explica nici eu pe toate. Crohănitor, crohănitoare, da? Lipitor, lipitoare. Vedeți, parcă ar părea că, sigur că sună absurd. Nu sună absurd. Sunt meserii pe care realitățile economice de astăzi le solicită și vreau să vă spun că limbajul rămâne în urmă, dar nu atât limbajul uzual, cât cel academic. Altfel spus, gramatica limbii române și în special dicționarele nu reușesc să se schimbe în fiecare an, doar dicționarele de cuvinte recente prind ultimele cuvinte și în acest sens recomand tuturor celor interesați ultima ediție 3.2.om, Dicționarul ortografic și ortoepic al limbii române, include cuvintele la zi, neologismele la zi, toate schimbările care se produc foarte rapid. Începusem să zic, dar pare mi se în pauză. Chirurg, noi avem în clasificatorul ocupațiilor doar chirurg. Deci, nu este și chirurgă. La noi poți să fii asistentă medicală, așa, dar nu poți să fii chirurgă. Și nu poți să fii doctoră și medică. Deci acolo au rămas medic, doctor, așa cum a rămas istoric. Și moașă litera, este doar la moașă, feminin? Deci, da, poți să fii moașă, poți să fii asistentă medicală, dar când te duci la o categorie superioară, acolo trebuie să rămâi medic, doctor și chirurg. 2.3 spune deja și chirurgă, că se atestă. Mai mult ca atât, autorii și autoarele acestui opus
au introdus 3600 de serii de cuvinte noi, seriile spunem noi, care au și forme de feminin. Wow! Precizarea este, așa cum spune grupul și echipa de autori și autoare, ele preponderent au fost atestate în mediul virtual, fiindcă acolo lucrurile se schimbă și mai rapid. Purtam acum, cred că două săptămâni, când a fost săptămâna Moldova Educată, nu Moldova Educată, vedeți că am făcut asociație cu România Educată. Mă rog, prioritatea educației pe care ministrul Perciun. Săptămâna Educației în Moldova. Da, da, da. Și m-am tot supărat că urmăream online și apărea game designer, speaker. Deci noi avem deja tendința de englezizare, da? Okay. Da, rusificare. De foarte multe englezisme care intră în uz și sunt supărătoare atunci când noi avem corespondentul în română. Și eu le scriu. Deci, game designer, de ce ați introdus în specializare, chiar denumire în engleză, când noi avem dezvoltator de jocuri? Așa. Exact, sau speaker. Noi doar avem persoana care va vorbi. Vedeți, avem altă tendință pe lângă cea la care o parte bună încă o pune rezistență din, practic dintr-o obișnuință veche de a zice mai repede director decât directoare. Da, avantajul este că limba este un mecanism viu și ne adaptăm. Și odată ce ne este greu să percepem forma de feminin a unei meserii, cu timpul o să ne obișnuim cu asta, pentru că am avut o președinte, acum toată lumea zice că e președinta Republicii Moldova, de exemplu, și avem funcții înalte ocupate de doamne și se descurcă de minune. Corect. Dacă tot ai pomenit, vreau să iarăși să repet cu orice ocazie. Utilizarea în exces a apelativului domn și doamnă pentru a arăta genul în discursul public este greșit. Așa. Este în exces. Tu ai dat exemplu. Deci noi, în spațiu public, în blocurile de știri, trebuie să vorbim. De exemplu, dacă utilizăm masculinul, trebuie să spunem președintele Sandu. Iarăși, care este percepția? Nu de fiecare dată spunem președintele, așa cum spunem prim-ministru Recean, da? Da? Nu de fiecare dată spunem prim-ministru Dorin Recean. Alții zic, haideți să zicem doamna președinte Maia Sandu. Haideți că aici este exces și este încălcarea altei reguli. Noi corect trebuie să spunem președinta Sandu, șefa statului Sandu. Și prin asta, într-adevăr, să facem acordul dintre referent și poziție. Este corect raportul acesta dintre referent și poziție să-l facem și prin prisma genului și să nu invocăm că trebuie să păstrăm doar masculinul, exact. Întărind odată prevalența și ierarhia unui actor social asupra altui actor social pe care îl ducem în anonimat sau îl marginalizăm prin limbaj. Uite, și eu cred că este un prilej foarte bun să transmitem și un la mulți ani președintei Sandu, pentru că este și ziua de naștere. La mulți ani, doamna președintă, așa. Și dragă colegă. Așa, eu vă mulțumesc tare frumos că ați venit în această dimineață. Am aflat lucruri noi, dar eu o să-mi fac și poze la aceste cărți ca să le răsfoiesc și eu acasă să le Diana, găsesc. Chiar pe final, uitați-vă, e de ultimă oră. În versiunea limbii germane a tratatului de la Lisabona, atestăm deja nu doar termenul generic de cetățeni, ci și de cetățene. Wow! Și asta e de ultimă oră, așa cum și în alte acte legislative pentru țările vorbitoare de germană. Drăguț, sunt foarte multe schimbări și noi trebuie să discutăm despre acestea și probabil este și responsabilitatea noastră în calitate de mass media să facem acest lucru, să diseminăm acest subiect. Mulțumim tare frumos, vă mai așteptăm cu mare drag, iar pe dumneavoastră vă îndemn să rămâneți cu bună dimineața!